În acest moment mai avem un candidat la președinția României, numai că nu în 2024, ci pentru 2029. Domnul Nicușor Dan și-a început campania electorală, adică s-a hotărât să facă totuși ceva, și anume politică. Seara înfruntării cu armata personală a lui Băluță în parcul de la Unirii a fost un test dur pentru orice om politic. Că invadarea cu garduri și muncitori în miez de noapte a teritoriului în litigiu cu Primăria Generală a fost declanșată cu rea conștiință de către primarul Băluță, se dovedește prin declarația directorului Metrorex. A primit vineri solicitarea primăriei sector 4 pentru aviz de începere a lucrărilor la planșeul Piața Unirii, dar, din considerente procedurale, eliberarea acestui aviz foarte important durează câteva zile. Băluță a trecut la acțiune pretinzând că are toate avizele. Cel puțin pe cel de la Metrorex nu-l avea. Gealații lui Băluță, costumați în poliție locală, au creat o presiune psihologică majoră asupra lui Nicușor Dan, strigând că doi dintre ei sunt răniți de buldozere. Uitați-vă, domnule primar, zace acolo! Pe loc, televiziunile PSD, în cap cu CNN, au preluat provocarea, anunțând că buldozerele lui Nicușor Dan au călcat doi oameni. De fapt, era vorba de niște zgârieturi produse de un gard în cădere. Poliția română, neavând ordin de la PNL să se implice, dădea bir cu fugiții. Vorbeți bine antrenați au rostogolit 10 de minute ideea lipsei de empatie a hainului Nicușor Dan. Mai mult, purtători de microfon de la fața locului îl întrebau acuzator cine răspunde dacă planșeul Unirii se prăbușește și mor oameni. Totul convergea spre ideea că Băluță vrea să înlăture un pericol eminent, cum zice candidatul PSD la Senat, Popescu Piedone, în vreme ce Nicușor Dan se opune, pentru că e un monstru fără suflet. Un astfel de narativ poate face țăndăr peste noapte orice persoană publică. În fața riscului de imagine enorm, Nicușor Dan nu s-a clătinat. N-a dat un pas înapoi. A continuat să spună că cere aplicarea legii care e de partea lui. Și iată că în războiul psihologic a cedat Ciolacu, confruntat și el cu perspectiva pierderii de voturi. Povestea finală, care se reține în mare, e că Nicușor Dan s-a ținut tare și a reușit să biruie PSD-ul. Simplul fapt că Ciolacu și Ciucă, care s-a afișat cu Nicușor Dan, au acceptat să susțină ideea referendumului cu privire la puterea primăriei generale în raport cu cele de sector, reprezintă încă un tur de forță pentru actualul primar general. Dacă referendumul va trece, Nicușor Dan va câștiga și mai mult capital politic, care nu va șterge însă datoria lui mare față de bucureșteni de a face mai mult pentru capitală. Dacă nu, va avea o scuză pentru orice eșec ca primar general. N-am mijloacele să fac, pentru că nu mi le-ați dat. Deci, politică face domnul Nicușor Dan, dar asta nu rezolvă traficul ucigător și poluarea din București.